Vă salut pe toți cu mult drag. Suntem la Sibiu, în apropierea acestui foarte important oraș, care întâmplător, desigur, este și orașul meu natal. Există de un an căminul de vârstnici Maria Terezia. Proprietarii acestui așezământ protector, blând, bun, îngrijitor de oameni care au depășit o anumită vârstă, sunt prietenii mei de o viață, Eugenia și Nicolae Bârsan. La fel ca mine, au părăsit România în urmă cu decenii, înainte de 1989, și fiecare dintre noi, după 1989, ne-am gândit la folosul pe care îl putem aduce comunității din care provenim. Așa s-a născut și ideea acestui așezământ, Seniornheim, care poartă numele cele mai generoase împărătese a Imperiului Habsburgic, a fost de altfel și singura, hai să spunem, celui mai important monarh pentru români al Imperiului Habsburgic în secolul al XVIII-lea. Românii îi poartă o amintire foarte frumoasă. Ideea de a da acestui cămin numele Mariei Terezia este în sine importantă, pentru că este un nume care spune mult și același lucru tuturor locuitorilor Europei Centrale, fostului Imperiu Austro-Maghiar la un moment dat, Habsburgic înainte. Mi-am încredințat mama, în vârstă de peste 90 de ani, acestui cămin de vârstnici de la Șura Mare, în imediată apropiere a Sibiului, pentru că am găsit acolo, prin prietenii mei, în care am întreaga și de plină încredere, cel mai bun loc. E vorba de grija omenească, capacitatea empatică de a vorbi cu oamenii de acolo, de a înțelege, de a intra tot timpul într-o conversație. Nu e vorba de conversația care se înfiripă între îngrijitor și pacient într-un spital sau în alte așezăminte de acest gen. Dimpotrivă, e ca o familie mare sau mai mică în care toată lumea se cunoaște bine cu toată lumea și comunică excelent. E vorba apoi de calitatea serviciilor medicale excepțională, de calitatea gastronomiei. Nu e obișnuit ca în astfel de locuri să se mănânce atât de bine. Eu și prietenii noștri comuni, a Eugeniei și a lui Nicolae Bârsan, mâncăm noi înșine de câte ori suntem la Sibiu acolo cu cea mai mare plăcere. E o atmosferă destinsă, convivială, în care grijile bătrâneții sunt foarte bine articulate în prietenie, în solidaritate, în calitatea serviciilor. Pentru toate aceste motive, recomand părinților, prietenilor mai vârstnici, rudelor, care, într-un fel sau altul, trebuie să-și depășească singurătatea de acasă, acest loc este locul unde se vor întâlni cu multă seninătate, cu multă grijă, cu prietenia celorlalți.